Ruptură la vârful Partidului Național Liberal. Secretarul general al formațiunii Robert Sighiartău a declarat astăzi la Digi24 că Ludovic Orban trebuie să plece din fruntea partidului. Anterior, prin vicepreședintele Rareș Bogdan a spus că lui Ludovic Orban i s-a umflat capul și că s-a crezut câinele alfa. Contestatarii lui Ludovic Orban vor organizarea congresului pentru o nouă conducere. Ludovic Orban trebuie să plece? Dar cel mai mult mă deranjează faptul că am fost puși de multe ori alături de PSD prin comportamentul pe care l-au avut unii colegi de-ai mei în guvernare. Iar în ultimul an, din păcate, partidul a fost condus discreționar. Din punctul meu de vedere, da. Și vă spun asta pentru că Partidul Național Liberal a pierdut alegerile generale. Trebuie să discutăm în interiorul partidului și să alegem în cadrul congresului care va avea loc în iunie sau în toamna acestui an, o echipă care poate să ducă Partidul Național Liberal pe primul loc, acolo unde este locul. Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Toți premierii care au ajuns în Palatul Victoriei au ieșit de acolo trâncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. Ludovic Orban, din păcate, n-a, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui s-a umflat cap. Și-a închipuit că este lupul alfa, câinele alfa, omul care, fără de care România nu merge înainte, el știe pe... N-aș vrea să spun că există un scandal în PNL. Există voci care au opinii, să spunem, diferite față de vocea președintelui Partidului Național Liberal. Acceptați ca tot ceea ce ține de reforma Partidului Național Liberal, care are nevoie de o împrospătare, să discut în interiorul partidului. Credeți că Ludovic Orban trebuie să-și dea demisia din vârful PNL? În acest moment nu cred că se impune un asemenea gest, de aceea avem un congres al partidului. Cum se înclină balanța puterii în Partidul Național Liberal? Cu alte cuvinte, sunt mulți cei care îl vor pe Ludovic Orban jos din funcția de conducere. Anca Suciu ne spune acum cum stau lucrurile în organizațiile din țară. Anca, te rog. Bun găsit tuturor! La o primă vedere, sunt mai multe organizații PNL de partea lui Ludovic Orban. 17 la număr, hașurate cu verde, față de 13, câte ar vota astăzi pentru demiterea celui care, spun ei, a pierdut alegerile parlamentare, obținând un scor mic sub PSD și a negociat defectuos în coaliție pentru PNL. Le vedeți colorate în roșu. Dar sunt 11 organizații neutre care fie nu se pronunță, fie așteaptă să se așeze apele, să vadă de pildă cine ar putea fi contracandidații lui Ludovic Orban. Și am inclus aici și organizațiile PNL din țară, în care opiniile sunt împărțite. Le luăm pe rând. Împotriva lui Ludovic Orban sunt filialele forte ale PNL. Gruparea din Ardeal, PNL Bihor, al lui Ilie Bolojan, PNL Cluj, deci și Emil Boc, organizația din Bistrița Năsăud, Alba, inclusiv Sibiu, organizația care a dat președintele României pe Klaus Iohannis. Dar tot împotriva lui Ludovic Orban sunt și organizațiile din Timiș, Caraș-Severin, Suceava, Maramureș, Giurgiu, Harghita, Covasna, toate județele pe care le vedeți colorate în roșu. De partea cealaltă, de partea premierului, celui care a fost premier PNL, vă spuneam, sunt 17 organizații din țară. Vrancea, condusă de fostul ministru al dezvoltării Ion Ștefan, Aradul, fiefului Gheorghe Falcă, PNL Iași, unde lider este Costel Alexe, dar și Brașov, Bacău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Olt, Satu Mare, Tulcea, Vâlcea, organizațiile verzi de pe hartă. Atenție, sunt multe organizații pe care le numim acum neutre și sunt extrem de importante în raportul de forță. 11 la număr, gri pe această hartă, aceste organizații sunt destul de fragmentate și vă dau câteva exemple. PNL Argeș ar fi în proporție de 80% împotriva lui Ludovic Orban, dar președintele acestei organizații, Adrian Miuțescu, este pro-Ludovic Orban. Situația este similară în Brăila, Buzău și inclusiv în Mureș. În PNL Sălaj, apele s-au mai liniștit după ce Lucian Bodea a fost numit ministru la interne în acest guvern. Pe de altă parte, nu este exclusă o surpriză la Congres. În altă ordine de idei, important ce am văzut și în ultima perioadă, ședințe de coaliție care se încheie fără rezultat, o explicație rapidă, președintele Partidului Național Liberal încearcă să-și securizeze puterea și nu supără acum organizațiile PNL care trebuie să-și retragă prefecții. Pentru că PNL nu mai e singur la guvernare, e într-o formulă de trei partide.